Dumnezeu ne iubește și vrea să stea de vorbă cu noi. El vrea să ni se descopere și să ni se împărtășească. Cu toate acestea, El este cel sfânt. Al întâlni pe el, înseamnă a scoate încălțămintea din picioare. Înseamnă să ne separăm anumite perioade de timp de oameni sau relații, de orice activitate din viața zilnică și să devenim liniștiți în interiorul ființei noastre pentru a aștepta ca Dumnezeu să ne vorbească. Oricine face aceste lucruri se va întâlni cu Dumnezeu, care îi va schimba viața și va da putere și autoritate pentru slujire în împărăția lui Dumnezeu. Știi că privilegiul de a te ruga este un har, dar este esențial să te rogi cu credință, credința fermă că Dumnezeu va ajuta într-adevăr. Lasă-ți credința să devină vie, nu numai să-ți aduci cererile înaintea lui, ci roagă-te așa. Îți mulțumesc că ai plănuit deja ajutorul pentru mine, că ai deja soluția la problema mea, pentru că victoria lui Sus asupra păcatului meu a fost câștigată deja. O astfel de rugăciune are promisiune, ea mișcă brațele lui Dumnezeu, așa că problema trebuie să cedeze în fața omnipotenței sale. Fă uz de această oportunitate! În rugăciunea aceasta de mulțumire vei fi fericit și întărit. Când plângerile tale către Tatăl sunt unit legate de mulțumire și credință, atunci vor primi un răspuns sigur. Păstrează timpul tău de liniște cu Dumnezeu, dă-i lui mai mult timp. Așteptarea în prezența lui Dumnezeu nu poate fi înlocuită cu nimic. În prezența lui Dumnezeu vei deveni tare, vei fi transformat. Caută prezența lui și se va rezolva orice, tot ce nu poți rezolva prin tine însuți.